Hai să încep un diesel. Mă, nu e rău. E foșneț. Mișcă un pic. Bună dimineața, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Și a început să-mi placă mașinile în care pot să vă arăt direct cheile. Și da, astăzi suntem în misiune. Suntem într-un Audi 2017. Dar ce e mai important? La cum arată mașina, vreau să-mi ziceți voi ce mașină credeți că e. Probabil aveți un hint deja de la view din spate. Dar da, e o mașină pentru părinți, pot să zic eu. Am început direct cu povul, pentru că îmi place atât de mult interiorul ăsta. Dar credeți-mă, nici exteriorul nu-i de lepădat. Arată foarte, foarte, foarte bine. Este un pachet S-Line Plus. Avem virtual cockpit, avem navigație, avem o cutie de viteze automată. Și ați putea spune că seamănă foarte mult interiorul, cel puțin eu o spun, cu cel de la Audi A5, prezentat precedent la noi pe canal. Într-adevăr, partea de bord seamănă foarte mult, însă partea din spate nu mai, pentru că în spate de data aceasta avem o mașină destinată familiilor, nu? Părinților care au copii sau efectiv persoanelor care vor spațiu și care vor totodată o mașină care să arate bine. Dacă tot vorbim de mașină de familie, da, este un diesel sub capotă. Haideți să vedem și cum se simt suspensiile. Mă, nu e rău. Deși din câte mi-au povestit băieții, pe față suspensia, amortizoarele mai exact, ar cam trebui schimbate. De ce zic băieții? Pentru că mașina este de vânzare la Automol. După cum v-am obișnuit, linkul aveți în descriere cu absolut toate detaliile și toate dotările și tot ceea ce vă interesează. Și de ce spun misiune? Pentru că noi mașina asta o aveam în plan de ceva vreme să o filmăm, însă am avut noroc cu un urmăritor că ne-a scris, a văzut videoclipurile de la băieți, a găsit și mașina asta la ei, la Automol, și era interesat, nu este din Sibiu, și am zis, bă, dacă putem noi să-l ajutăm și să poată să vadă mașina astfel încât să nu trebuiască să vină la Sibiu, e un win-win. Haideți să ieșim și noi, că avem încredere, pentru că mașina trage. Ce se aude prin spate e ghiozdanul meu, sunt numerele de matriculare a mașinii, pentru că noi în momentul de față suntem cu probe, dar mașina are numerele ei de matriculare. Este nenmatriculată mașina, dar se poate înmatricula. Este recent adusă din Germania, ca o samsară în sunat acum, e recent adusă din Germania și venită pe roți. Vreau să o spun de acum ca să nu apuce încă gârcota și să scrie în comentarii. Plăcuțele de pe spate au fost schimbate, de asta avem și senzorul ăla prins. Bine, nu că au fost schimbate, trebuiau schimbate, au fost schimbate. O să vă arăt aici și detaliile. Dar senzorul nu. De ce? Nu știm. Probabil o să fie rezolvată și problema aia până una alta. Doar ca să știți, suntem safe, adică nu avem probleme cu frânele sau chestii genul ăsta. Suntem pe un drum virajat, după cum puteți să vedeți, și v-am luat încă din start de la bordul acestei mașini, fiind și un Audi, pachet S-Line. Eu cred, o să vedeți și la exterior, că suspensia nu este cea standard, ci este o suspensie de S-Line. Aici am nevoie de voi, fanii Audi, ca să-mi spuneți dacă așa este sau nu. Mi se pare că mașina stă destul de binișor pe curbe. Acum trebuie să avem și așteptările corecte. Suspensia este fermă, simți fiecare chestie din drum, dar nu e deranjantă. Adică totodată este și confortabilă. Și haideți să vedem și pe ce mod de condus suntem. Suntem pe confort. Uite, am trecut-o pe dinamic. Deja s-a schimbat, s-a auzit și cutia de viteze. Mașina stă mult mai turată. Cutia este pe S4 și... Hai să începat un diesel. Mă, nu e rău. E foșneț. Mișcă un pic. Și de ce zic mișcă un pic? Mașina are 190 de cai. Greutate? Nu știm. Dar probabil trece de 1500 de kg. Ah, e un Logan acolo suspect. Și unde vezi Logan suspect, nu-ți prea vine să-i dai. Zic și eu. Să știți că nu suntem în România. Aici filmăm undeva în afara țării, pe drumuri fără limită de viteză. Am trecut și de Logan. Bă, dar stăm și bine pe drum. Stăm bine rău. Bine rău. Călcăm și frâna. Vedem și frânele cum sunt. Vă spun eu că e numai senzor. Avem și frâne. Ne-am oprit aproape instant. Hai să trecem pe modul. Bam, bam, bam. Avem individual auto, confort și eficient. O să o dăm pe confort, pentru că trecem peste un speed bump. Cutia a trecut automat pe drive. Văd că s-a și calmat. Să știți că mașina e foarte, foarte confortabilă și nu o simt să bată nimic. Adică băieții, dacă nu mi-ar fi spus, eu n-aș fi știut. Vă spun sincer. Știu băieții cu Audi ce știu ei, de ce aleg Audi și așa mai departe. În ultima perioadă, după cum ați observat și la noi pe canal, am cam cochetat noi cu Audi. Și a început să-mi placă. Chiar dacă ne aflăm într-o mașină diesel, după cum puteți vedea și scaunele astea cu suport lateral, te țin foarte bine și te face să te simți ca și cum ai fi într-o mașină sport. Mai mult volanul ăsta, care mie mi se pare demențial. Și eu cred, vreau să lăsați și voi în comentarii, ăsta
e cel mai frumos volan făcut de Audi până acum. Știți că există discuțiile cu volanul actual de Audi care e plin de pătrate și de dun și de... Nu e pe gustul oricui, nici măcar al meu. Tot ăsta rămâne, din punctul meu de vedere, e cel mai tare. Ce mai putem povesti la interior? Lumini automate, senzori de lumină, senzori de parcare față-spate, astea deja sunt clasice. Modurile de condus le-ați văzut, climă automată pe 3 zone. Aici jos avem dotările cum ar veni, start-stop-ul, traction control on-off, senzori de parcare și aici... Bă, asta nu știu ce-i, o fi ăla pentru porți, uite aici. Avem scaune încălzite, avem și navigație, care arată în felul următor, este și updatată. Noi nu ne aflăm momentan aici, doar că așa arată, winky face, știi? Acum suntem și pe un drum foarte drăguț, din câte puteți să vedeți, și mașina se comportă bine, zic eu. Adică eu iau din plin gropile astea și încă e destul de confortabilă suspensia. Materiale de foarte bună calitate, până la urmă vorbim de un Audi și peste tot avem materiale premium. Avem și aici încărcare wireless pentru telefonul nostru, cu spațiul ăsta de sub cotieră, o cotieră ajustabilă, atât față cât și spate, trimuri de aluminiu, care arată foarte bine și mă, eu am uitat să facem lumină, mă. Să ne vedem și noi mai bine. Nici nu trebuia să țin, știi, eu m-am obișnuit cu mașinile care nu funcționează, adică mașinile mele. Da, avem și un plafon panoramic cu trapă, mai avem lumini ambientale și la mânere. Sistem audio Bang & Olufsen, acum mi-a sărit în ochi. Eu am auzit ceva că se aude bine, stați să vă și arăt. Rămânem pe Radio Zoo, văd că vine și un camion din față. Bă, ăla a fost mare, dar totodată mașina confortabilă și nu a atins. Deși e foarte jos, o să vă arăt imediat. Belea se aude, foarte fain. Asta merită banii, sistemul ăsta audio. Și din câte puteți să vedeți, foarte tare, nu avem park aici, doar aici. Apăsăm, se trece automat pe park, avem frână de mână, auto hold, îmi plac butoanele astea și detaliile astea, atenția asta la detalii, de fapt, pentru mașină. Și cel mai important lucru de care nu v-am spus și de care ne-am bucurat deja la partea de test drive este sistemul 4. Cam atât despre partea de condus, din punctul meu de vedere, mașina se simte foarte bine. Cam așa arată și configurarea virtual cockpitului. Mie îmi place cel mai mult modul acesta în care poți să vezi mai multe detalii decât de obicei. Și am ieșit și afară. Asta e mașina în cauză, un Audi A4. Nu știu dacă ați ghicit, dar da, avem un A4 în versiunea combi, de asta spuneam de familie, mie îmi place maxim mașina asta și cel mai tare și cel mai tare lucru, pe lângă pachetul S-Line Plus, din câte am înțeles, pentru că e pachetul complet, e culoarea asta alb și cu toate finisajele negre. Mi se pare că arată demențial, inclusiv în faruri aici, dacă vedem, pentru că avem farurile LED Matrix, grilele de jos sunt negre, chiar și grila mare din față, cu inscripția 4, pentru că avem o mașină cu tracțiune 4, și inelele de la Audi sunt lăsate cromate. Mi se pare că arată bine. Oglinzile, de asemenea, sunt negre. Apropo de oglinzi, sunt reglabile electric, se și strâng în momentul în care încuiați sau descuiați mașina. În jantele astea de la Audi, de aluminiu, care arată foarte, foarte bine. Pe 18 avem niște cauciucuri de iarnă, chiar dacă suntem în august, dar probabil așa a fost mașina livrată acum. Discuri de frână față-spate, inscripția S-Line peste tot, vedem și la praguri, mașina este keyless entry, keyless go și dacă tu vorbim de keyless, vreau să vă arăt și cheia. Cheia arată în felul următor, nu avem niciun buton de panică, cum a fost obișnuit la mașinile celelalte. Și dacă vă întrebați ce e cu cheia asta, care este tot original Audi, după cum puteți să vedeți, este o cheie pentru Webasto, pentru că mașina vine cu Webasto din fabrică, un lucru foarte tare, cel puțin iarna, așadar... Mașina, după cum o vedeți acum echipată, nu trebuie să vă mai faceți griji iarna aceasta cu ea. Aveți cauciucuri, aveți Webasto, tot ce vă mai trebuie este motorină. Avem trapa panoramică, să-i spunem așa, este până aici undeva, jumătatea ei se și deschide. Arată foarte, foarte bine. Folie privacy, de fapt nu este folie, este geamuri privacy. Avem inclusiv trimurile astea cu negru lucios care arată foarte bine. Bările longitudinale sus, antenuța de tip rechin și trecem ușor în spate. Vedem difuzorul acela jos cu două evacuări pe partea stângă, care sunt și curate, după cum puteți să vedeți. Mașina este totuși 2017, adică n-ar trebui să fie problemă. Stopul LED, suspensia, vedeți și voi că vă povesteam de ea. Mașina e puțin mai lăsată, cred, decât un Audi A4 normal fără pachetul S-Line. Senzorul de parcare pe spate, plus un portbagaj electric. Are chiță un pic, are nevoie de un pic de ungere, dar în schimb funcționează foarte, foarte bine. Avem și funcția de încuiere, avem și lumină, avem și aici lumină LED, foarte tare. Banchetele rabatabile automat. Avem și o tăviță, asta vine inclus în pachet, în preț am vrut să zic, și aici, haide să vedem, roată de rezervă, frumos, îmi place, chiar îmi place, spațiu un portbagaj destul de mare și după cum vedeți materiale de foarte bună calitate. Totuși vorbim de un Audi, avem totul capitonat cu negru, asta îmi place. Gura de alimentare pe partea dreaptă, clasic, quad blue, pentru că mașina vine și cu așa ceva, din păcate, dar n-avem ce face, încercăm să protejăm mediul pe cât se poate.
Cam așa arată spațiul în spate. Avem interioare din semipiele cu textil pe mijloc, Isofix. Cotieră arată în felul următor. Nu avem cap holdere, nu avem nimic, dar e o cotieră simplă. Bună să o folosim când avem nevoie de ea. 4 geamuri electrice și haide să vedem cât spațiu avem în mașină. No, cam așa stau eu. Cam ăsta e spațiu, cam ăsta e view. Mi se pare foarte tare, lumini avem și pe spate. Totul negru aici, arată foarte, foarte fain. Și cam așa e și spațiul la cap, sper că se vede bine. Deci am destul de mult spațiu. Da, comenzile pentru climă, inclusiv gurile de ventilație, pentru că fără ele deja avem comenzi de climă. Și centuri reglabile, îmi place. Vă arăt și din dreapta că la volan am tot fost. Scaunele sunt parțial reglabile, inclusiv la șofer. Îmi place inscripția S pe ele, pentru că sunt de S-Line. Vedeți și voi cât de evazate sunt toate aripioarele astea. Sper că e bine termenul pe care îl folosesc, evazate. Avem inclusiv reglajul ăsta aici. Nici nu știu cum îi spune de la drum lung, să știți că e foarte confortabil, mai ales când e și o persoană înaltă și atunci trebuie să ai un pic de sprijin mai mult la picioare în partea asta. Cam așa arată torpedoul, avem și cheia de rezervă acolo. Foarte frumos. Aici avem, am vrut să zic magazia de CD-uri, dar nu mai este cazul de așa ceva pentru că avem carduri. Și cam asta este interiorul. Mie mi se pare o mașină corectă, decentă, foarte bine întreținută, arată bine și care se mișcă bine. Și dacă tot zic se mișcă, haideți să vă arăt și punctul forte care pune mașina asta în mișcare. Avem motorul, care este un 2.0 diesel de 190 de cai. Telescoape, capitonaj, după cum am zis și la audiourile precedente, o capotă foarte grea, din punctul meu de vedere. Avem ramforsări aici. Motorul arată foarte bine. Foarte bine întreținut din câte văd, nu știu dacă a fost spălat sau nu, dar e curat, arată bine. Cum ne învățam, Mădălin, seriile aici, înseamnă că mașina nu a avut niciun fel de daună. Ne uităm și pe la longeroane, pe aici nu se vede absolut nimic. Turbo suflanta în partea asta. Și aici, dacă nu greșesc, este fie catalizatorul, fie filtrul de particule. Dacă greșesc, vă rog să mă taxați în comentarii, că așa învăț și eu, nu? Și motorajul nostru, 4 pistoane în linie, pus longitudinal. Cutia de viteze în spate și după cum ați văzut își face treaba destul de bine și are și un consum redus. Asta înseamnă că ține cu casa. Așa că haide să dăm și o chestie în cum se aude. Țin la valiera acolo ca să îl puteți auzi mai bine, pentru că în spatele nostru avem și o camionetă care face mai mult zgomot decât mașina asta. Așa ne-a învățat Mădălin. E bine? Perfect. Și ca să concluzionăm frumos, acest Audi este încă la vânzare. Nu știu dacă în momentul postării o să mai fie încă și dacă urmăritorul nostru o să facă mișcarea și o să vină până la Sibiu să o vadă, eventual să o și cumpere. Dar da, mașina este încă de vânzare. Dacă o să mai fie, după cum spuneam, o să vedeți linkul în descrierea acestui videoclip cu absolut toate detaliile și cel mai probabil și toate dotările. Pentru că, după cum știți, graba strică treaba și noi nu avem atât de mult timp la dispoziție, așa că trebuie să ne mișcăm cât mai repede posibil ca să vă pot arăta cât mai multe mașini într-un timp cât mai scurt. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, dați cu încredere în butonul ăla de like, pe mine m-ar ajuta super mult și dacă vreți să fiți la curent cu tot ceea ce postăm noi, nu uitați să dați un subscribe și să activați și clopoțelul ăla, astfel veți fi notificați de fiecare dată când noi postăm. Până data viitoare, să fiți cu minți. Eu m-am urcat în jucărie și o să mă bucur de drumul până acasă, așa că v-am trucat. Pa!